Polițiștii mușceleni au avut o săptămână plină cu diverse evenimente. Aceștia au constatat și aplicat 201 sancțiuni contravenționale în perioada 5-11 iunie. Pe linia planului de acțiune Scutul Pădurii, oamenii legii au depistat 16 persoane care au comis astfel de fapte. În perioada 5-11 iunie 2015, la Poliția Municipiului Câmpulung și structurile de poliție rurală arondate au fost sesizate 57 infracțiuni, constatate 37 infracțiuni și soluționate 70 infracțiuni. Ca urmare a îndeplinirii activităților de serviciu, au fost constatate și aplicate un număr total de 201 sancțiuni contravenționale, după cum urmează. 60 în conformitate cu prevederile legii 61 din 1991 privind ordinea și liniștea publică, 110 în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, iar 31 de altă natură. În perioada 5-11 iunie 2015 s-a acționat în vederea prevenirii și combaterii tăierii ilegale de material lemnos, ocazie cu care au fost depistate un număr de 16 persoane care au fost sancționate contravențional în conformitate cu prevederile legii 171 din 2010, cu amenzi în valoare totală de 32.000 lei, fiind totodată confiscată cantitatea totală de 22,53 metri cu material lemnos ce a fost predat ocoalelor silvice responsabile teritoriale. Polițiștii din cadrul biroului rutier împreună cu polițiștii din cadrul biroului Ordine Publică au depistat un tânăr din Câmpulung în timp ce conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală. Polițiștii din cadrul biroului rutier împreună cu polițiști din cadrul biroului Ordine Publică au depistat pe strada Carpați din municipiul Câmpulung un tânăr în vârstă de 21 de ani din municipiul Câmpulung, în timp ce conducea un autoturism marca Dacia Solența, fiind sub influența alcoolului. A fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o imbibație alcoolică în valoare de 1,23 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pentru acest fapt a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung, unde i-au fost recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, în conformitate cu prevederile articolului 336, cod penal. De asemenea, polițiștii din cadrul biroului rutier au depistat pe drumul național 73, pe raza comunei Dragoslavele, județul Argeș, un bărbat în vârstă de 68 de ani din comuna Dragoslavele, care a condus un moped, fără ca mopedul să fie înregistrat sau înmatriculat conform legii, având o imbibație alcoolică de 0,19 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute și pedepsite de articolul 334 alineatul 1 din Codul Penal. Polițiștii secției de poliție rurală numărul 14 Schitu Golești au efectuat verificări cu privire la respectarea legalității în domeniul actelor de comerț, ocazie cu care au depistat un bărbat din comuna Pietroșani, care a comercializat și transportat ambulant legume și fructe fără a deține documente legale de proveniență. Acesta a fost sancționat contravențional, iar marfa a fost confiscată. Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală numărul 14 Schitu Golești au efectuat verificări cu privire la respectarea legalității în domeniul actelor de comerț, ocazie cu care au depistat pe raza comunei Aninoase a sat Valea Siliștii un bărbat în vârstă de 41 de ani din comuna Pietroșani, care în calitate de reprezentant al unui agent economic a transportat și comercializat ambulant legume și fructe, diverse sortimente, fără a deține documente legale de proveniență și, de asemenea, fără a deține autorizații în acest sens eliberată de Primăria Comunei Aninoasa. Cel în cauză a fost sancționat contravențional în conformitate cu prevederile articolului 1 din legea 12 pe 1990 cu suma de 5.000 lei, iar în baza articolului 3 din același act normativ a fost dispusă confiscarea următoarelor produse comercializate ambulant: 266 kg varză, 339 kg roșii, 38,5 kg banane, 30 kg lămâi, 16 kg mere, 19 kg morcov, 60 kg ardei gras, 105 kg cartofi noi, 21 kg ceapă uscată, 147 kg castraveți, produse
ce au fost predate la AJVP Argeș, compartimentul valorificare.